Mutarea a fost anunțată încă din luna aprilie. Mihai Rotaru a achitat 200.000 de euro în schimbul lui Lazar. Acesta era o țintă mai veche a utenilor, însă Giurgiu Veniu a acceptat abia acum să renunțe la portar. Acesta mai avea contract cu Astra până în iunie 2022. Trecut pe la voința Sibiu, Pandurii, Botoșan și Velie, Lazar e la Astra din 2017, iar în acest sezon a bifat 32 de partide în toate competițiile. În sezonul recent încheiat, Mirko Piliaceli a fost titular incontestabil în poarta al balbaștilor. De curând, italianul a comentat decizia conducerii universității de a-l aduce pe portarul David Lazar. Mirko vede aducerea lui Lazar drept o dovadă a de încredere în el din partea conducerii și indică spre o posibilă despărțire de Craiova, deși spune că nu mi-am dorit niciodată să plec. a încheiat sezonul în postura de integralist.